Președintele Organizației Județene a PNL Călăraș, senatorul Ciprian Pandea, a postat pe rețelele de socializare că îl susține pe Florin Câțu pentru funcția de președinte al PNL. Senatorul Pandea a declarat am ales să fac politică având un singur gând, acela de a pune umărul la dezvoltarea județului nostru. Am candidat la o funcție onorantă de senator al României și am obținut mandatul din partea dumneavoastră cu același gând, dezvoltarea călărașului. Am obținut, cu sprijinul primarilor liberali, funcția de președinte al Organizației Județene PNL călăraș, având același obiectiv central, dezvoltarea comunităților locale, dar și câștigarea alegerilor din 2024 obiectivele mele, obiectivele colegilor mei liberali, promisiunile pe care ni le-am făcut în fața călărășenilor pot fi onorate cu sprijinul premierului Florin Câțu și parteneriatului președinte-guvern, majoritate parlamentară, formată în jurul PNL. Îl susțin așadar pe Florin Câțu pentru funcția de președinte al PNL. Susțin proiectul său de modernizare și reformare al partidului, proiect care vizează de fapt modernizarea României. Sunt sigur că peste trei ani ne vom prezenta în fața călărășenilor cu fruntea sus și cu noi proiecte pentru viitor, a transmis senatorul Ciprian Pandea.